acești băieți, acești vloggeri fac 1000 de euro. Șacalilor, ce faceți? Da, este adevărat, după cum ați văzut din titlu, se pare că am supărat pe cineva. Tăteam și beam și apa din cana cu Moș Nicolae și mă sună fratele Mideni și spune: auzi, ia uite de ce ți-am trimis pe TikTok. Toate aceste clipuri pe care le-a făcut Sneak, băiatul ăsta. Mi-am auzit numele Sneak din prima, am zis clar, nici nu vreau să mă uit, vreau să răspund direct pe clip. Am pus și pe Instagram la Arunț Niculeț un story unde am anunțat că o să fac chestia asta. Acesta este clipul, este preluat de pe un live de al lui Andreea Bostănică, unde a început să dea frate în noi, oamenii noștri care urmărim și noi odată noi, frate. Atenție, nu era destul cu odată în oamenii ei că fac în 20 minute cât faci măta în 3 luni, da? O dat și mini, frate. Păi de ce am făcut, frate? Bun, să vedem care-i treaba. Vă rog, uitați să lăsați un like să facem 20.000, pentru că sunt foarte supărat că Andreea Bostănică vrea să-mi închidă canalul și numai like-ul vostru mă poate face mai fericit. Hai să vedem. Care am vrut să vorbesc foarte mult. O, Doamne. Țin să vă anunț că toate aceste clipuri pe care le-a făcut Sneak, băiatul ăsta, The Red, toți vloggerii ăștia care au făcut vlog despre mine, ăștia, în care au vorbit despre mine, eu, deci nu? Eu, în momentul ăsta, iau telefonul. S-a blocat. Apare nu o să mai ia telefonul. Pot să șterg toate aceste filmări, pot să blochez conturile, pentru că unde se folosește numele meu cu imaginile mele este... foarte ușor să blochez. Ia, și dacă mai vreau, le dau strike la final, pentru că Sneak are deja mai multe vloguri despre mine, băiatul ăla. A, ci ca mai multe vloguri despre ea. Veri, cred că este al doilea vlog despre ea. Mă rog, ăsta e al treilea. Deci atâta de zis, dar vreau să o las să vorbească. Deci în primul rând, dacă numele Andreea Bostănică este undeva Ștefan cel Mare, cam așa, nume puternice sunt. Niciodată n-am simțit să fac rău cuiva. Știți că vloggerii și artiștii de la noi, a fost chiar un caz acum recent cu Nio, de exemplu, cu cine? Acea vloggeriță i-a șters contul definitiv doar pentru că a zis într-un video ceva scurt de ea. Păi eu niciodată n-am înțeles asta. De ce se șochează așa? Eu mă bucur că datorită numelui meu, acești băieți, acești vloggeri fac 1000 de euro. Andreea Bostănică, ca să știi și tu, dacă făceam 1000 de euro, nu aceștia erau banii mei din portofel. Cât am? Am 10 lei? Nici măcar n-am 10, am 9 lei, ok? 1000 de euro fac că vorbesc despre Andreea Bostănică. Bă, acum, nu-i logică dacă făceam 1000 de euro, făceam numai clipuri de Andreea Bostănică despre ea? Deci dacă făceam 1000 de euro, îmi denumeam canalul Sneak X Andreea Bostănică. Sau Andreea Bostănică și Sneak. Nu mă deranjează să fiu al doilea acolo, pe canalul meu, chiar nu mă interesează. E acolo. Îmi numeam canalul Andreea Bostănică în paranteze Sneak. Nici mai, nu mai îmi scriam cu litere mari Sneak, știi cum e numele meu? Îmi scriam cu litere mici. Deci măcar să fiu acolo. Deci atâta, măi, atâta îmi dedicam canalul ei, dacă era așa. Ia să vedem, bă, ce e. Partea a doua, că fac ei vloguri pe YouTube și zic, că... Deci este TikTok versus bogată, YouTube. Și eu sunt un sărac și nu știu ce, dar... Așa e. Adică încearcă să o dea pe sărăcie, cum ar veni, eu sunt sărac, gen, iubiți-mă, pe ea nu iubiți. Doamne, vreau să zic atât de multe, dar o să vorbesc mâine pe canalul meu de YouTube despre asta. Mâine. Pe Let's go, mai facem un clip. Mai facem un clip. Deci abia aștept să-l postez, dar v-am zis. Hai. Eu pot să șterg, eu pot să... Nu că să... Nu să dau bloc. E, dar dacă... Dar nu-i dau și eu când mi-o pronunța numele Sneak. Lasă că vede ea când postează ea. Să... Nu că să... Nu să dau bloc. Mă, iară s-o blocat. Bă, cred că... Nu vrea să... Contra-strike la vlogurile de ceva. Pentru că nu vreau să fac răutatea asta. Eu respect munca lor. Respect munca acestor băieți. Acestor fete. Mulțumesc. Care chiar au 10 muncit ani pentru vlog. 12 ani, acuze. Da, chiar dacă au vorbit de rău, ei au muncit pentru vlog. Și eu chiar nu vreau să le fac rău. Pentru că pedeapsa lor sunt ei însuși. Un om care are răutate în el. Lăsăm mișto la o parte, asta chiar o fost tare. Pedeapsa lor sunt ei înși. Băi, deci dacă scriam și eu asta la BAC, luam o notă mai mare. Pentru ce am vorbit ea până acum nu mă interesează, asta este tare. Ok, deci așa mi-a plăcut. Bă, mi-a plăcut. El e pedeapsa lui cel mai mare. Și v-am zis, Dumnezeu pune pe fiecare la locul său. Da, că așa funcționează Dumnezeu. Am înțeles asta de mult, dar în special acum. Dumnezeu pune pe fiecare la locul său. Bă, Veri, ce dramatizează atâta fata asta? Da. Ce să zic?
tu! Hai, mai e ceva? Zic multe, dar o să zic deja... Te rog, spune-mi că faci. Bine, pe YouTube. Ma. Fraților, pare rău dacă vreți sau dacă nu vreți să o vedeți. Azi vedeți clipul ăsta, când postează ea clipul următoare zi mai vedeți. Un pic cuvântul meu. Păi dacă tot este să fii. Acum două minute zic și eu ceva și după ne mai uităm la un clip. În primul rând, unde am zis eu ceva rău de ea? Deci cum poate zic că fata asta că eu am zis ceva rău de ea? Tocmai am lăudat-o. Uite ce grădină mare are în Dubai la etajul 70. Uite ce 80 de metri pătrați. Uite ce cadouri șmecheri are. Am zis că tocmai eu nu am, unde am zis eu ceva rău? Nu înțeleg, deci din situația asta, unul dintre noi doi, unul dintre mine și ea este ipocrit. Deci trebuie să vedem care este. Ori ori ea, nu există niciunul sau amândoi. Unul sau altul. O denigrezi pe ea că vreau să par sărac. Nu veri, dar vrei să mint? Unde mi-aș permit eu brățară de 70.000 de euro? Pe cuvântul meu. Și spuneți-mi să mai uit o dată la clip. Că am zis că toți youtuberii la un moment dat vedeți că în nișa asta se fac mai mulți bani. Toți au la un moment dat o mașină, inclusiv și eu am o mașină mai scumpă. Bă, să faci ce faci ea, ok? Bă, dar să rămâi un om modest, bă, frate. Toată lumea așa mașini din persoanele astea influente și așa. Toată lumea gândește, bă, da, într-adevăr, să fac mai mulți bani în acest domeniu. Este ok. Până la un punct, bă, dar nu să ajungi, frate, să flexezi atâtea lucruri, să-i faci pe urmăritorii tăi săraci, bă, și că se invidiești pe tine. Adică încearcă să o dea pe sărăcie, cum ar veni, eu sunt sărac, gen, iubiți-mă. Dar dați să mă iubiți, dar nu-mi permit, mă. Să-mi dea strike, frate, să mă blocheze, să-mi strice mie YouTube. Bă, frate, deci în celălalt clip am lăudat-o, frate, când am văzut că are 5 milioane de urmăritori, am zis, bă, bravo ei, am zis că eu în viața asta până la 80 de ani nu o să fac atâta vreodată. Ce am zis, frate, rău despre ea? Încearcă să o dea altfel, că chiar o zis o chestie foarte urâtă data trecută, cum ar veni că noi restul suntem săraci și că ea face în 20 de minute flexul ăsta prost, că în 20 de minute faci 30.000 de euro, sau cât face ea, cât fac părinții tăi în 3 luni. Asta încearcă să facă ea, să ascundă ce o zis ea data trecută. Și altă chestie, da? Imaginează să fii persoană publică și să faci chestia asta. Deci imaginează să te lauzi că ești atât de urmărită și ești postată peste tot și să postezi cu tine pe TikTok, să te postezi alții. Nici măcar nu postat ea asta. Am reacționat la ceva ce este public. Deci imaginează dacă faci asta, cum ești tu ca persoană? Dacă vine altul și zice ceva despre tine, care este public, să fii și zici: "A, păi mie nu mi-a plăcut ce-o zis ăsta, jos." Oricum nici nu poate, dar zic așa că ca idee. Uite, deci în videoclipul ăsta nu și-a păstrat atitudinea asta. De asta eu sunt aici. De asta am făcut eu în 20 de minute cât nu faceți voi în 3 luni de muncă. Aia zic, da. Bă, sunteți ratați, bă, moare. Și ce, că am reacționat eu mai ciudat că are filtrul pe față și că așa, dar minți cu ceva? Ia altul. Mai aveți mult de muncă, te doar milă de voi și vă doresc tot binele din lume și chiar sper să vă meargă totul bine și să nu mai fiți triști și răutăcioși. Să fiți și voi așa ca mine. Bine, nu prea puteți să fiți ca mine, că mai aveți mult de muncă, dar... Cine știe, poate cândva, mă, poate cândva, eu cred în voi. Bă, zici că e ăla, bă, cum îl cheamă? Zici că e ăla, bă, de era odată din Andrei Versace ăla, bă. Sună telefonul, corect? Și nu știu ce să le mai zic la ăștia. Nu poți tu să vii să-mi spui mie, frate. Tu cât de treabă ai vrea să fii ca persoană dacă odată zici asta, frate? Oficial ți se arată caracterul. Dacă eu am 1.100.000 de puncte, am intrat pe live 2 zile. Nu știu ce înseamnă. Asta am făcut cât faceți voi într-un an. Anul ăsta am făcut cât n-ați făcut voi și nu o să faceți în viața voastră. Voi înțelegeți că voi... Băi, e real sau e AI? Cât nu o să faceți voi în viața voastră. De asta eu nu pot să mă supăr pe voi niciodată. Înțelegeți? S-a supărat pe mine! Sau trebuie să mai... Ce frumos te lauzi, da, mie îmi place foarte mult să mă laud, îmi place enorm de mult să mă laud. Nu știu să vă fac în ciudă, pentru că așa îmi face plăcere, mai ales când văd un video și ca voi pe live. Când văd oameni frumoși pe live, nu, chiar nu vreau să mă laud, că nu simt nevoia. Dar când văd imediat... Băi, nu sunt frumos! Doamne, ador să mă laud, ador să vă fac în ciudă. Efectiv, e feblița mea, îmi place enorm, sincer. Deci îmi place să vă fac în ciudă de nu mai pot. Băi, băi, este AI sau chiar nu este așa? Eu refuz să cred că o zice așa ceva. Deci este artificial intelligence de la, nu? Mm. Da, chiar dacă au vorbit de rău, eu am muncit pentru vlog. Deci unde am vorbit de rău? Bă, frate, deci am vorbit de rău? Dacă crede cumva că am beef cu ea sau cu comunitatea ei sau că nu mai fac eu, să încerc să nu mai fac oameni să uite la ea, deci este cu capul, nu am făcut așa ceva vreodată în viața mea, nici nu o să fac. Este foarte supărată că am zis un adevăr, frate, și anume chestiile alea, că nu poți tu să vii ca om să te flexezi la niște copii mici, dacă te urmărești, încă nu înțeleg chestia asta. Ați văzut ce comentarii erau acolo? Bă, cred că fac ceva greșit în viață. Mamă, ce-ar vrea să fac și aia. Deci nu este corect. Asta nu este vorbă de rău, este o realitate pe care eu ca obiectiv, da, și ca persoană o leacă mai mare, da, nu ca 12-13 ani, ca o persoană care face aproape 24 de ani, gândesc altfel și zic: "Bă, asta nu este ok." Bă,
hai să o luăm așa, da, de la egal la egal. Eu îmi îndemn comunitatea să bea apă, să facă sport, să râdă. Încerc să fac oamenii să simte mai bine. Nu vin la oamenii mei să zic, bă, sunteți săraci, frate. Deci cum aș putea eu să fac asta? Dacă ea era în locul meu, da, și ea făcea YouTube și eu făceam TikTok și eu eram ăsta pe TikTok care zicea chestia asta, că eu fac într-o săptămână cât face măta într-un an. Nu făcea ea clip despre mine și spunea, bă, ce-i cu ăsta, frate? Cum să zici așa ceva, frate? Cum tu ca om să vii la comunitatea ta care tu ai ajutat să faci banii ăia, să le zici asta? Nu făcea și asta despre mine? Da, așa, că mai am 1%, să schimb bateria. Bă, cred că n-am mai pus-o cum era, îmi pare rău. Asta e, și mie mi se pare că e diferit, nu-mi place. Am de-alea pe creier, dar asta e, o las așa. Clipul trecut am zis, dacă am zis ceva greșit, vă rog să-mi lăsați un comentariu, să mă corectați. Eu citesc toate comentariile și am apreciat toate comentariile. Nu m-am dus chiar la oamenii care poate nu le place de mine, să zic, a, păi tu care mi-ai dat hate, păi eu fac cât face, bă, într-un an, într-o săptămână. Live-ul ăsta este ce-o zis aici, este cea mai mare ipocrizie. Asta nu se numește asumare. Dacă tot consideri că ești cea mai tare, că ești peste noi, că este cea mai urmărită, că așa este până la urma lumea, este, cred că are cele mai multe cifre din România, da, pe TikTok. De ce nu ți-asumi, frate, până la final? Asumă-ți, frate, până la final că mai sunt și oameni cărora nu le place ce faci tu. Eu, adică. De ce trebuie să vii mie să-mi zici? Că nu, că ție îți închid tot, te bag, te fac sărac, te distrug, că ce așa vrei să fii sărac, că te plângi că e sărac, îți închid tot. Yeah. Poți să șterg toate aceste filmări, poți să blochezi conturile, pentru că unde se folosește numele meu cu imaginile mele, este foarte ușor să blochezi și dacă mai vreau, le dau strike la canal, pentru... Oh, nu. Deci mie oamenii aroganți, bă, nu-mi plac. Bă, mie nu-mi place să văd oameni care se cred mai buni decât ceilalți, frate, și țin așa să o zică public, frate, că ești mai bun, că ești... nu-mi plac. Dar nu mai găsesc, mă, aveam clipul ăla, mă, frate. Că o zis ea, mă, o zis pe un live că auziți, puteți să mă înjurați cât vreți, că eu am activat opțiunea de abonare. Deci dacă vreți să mă înjurați, vă abonați și îmi dați și bani și eu fac mii de euro, bani mulți despre comentariile voastre de hate la mine. Deci înjurați-mă, că eu fac bani. Nu mai am ăla, dar așa au zis. Și dacă vin eu unul și zic, nici măcar nu înjur, îi zic, auzi, nu mi se pare corect că faci asta. A, da, eu îți închid canalul. Păi, dar eu îți închid canalul dacă tu vii cu tupeul ăsta să spui că mie nu-ți place ții. Oamenii care sunt la mine știu că asta este o glumă de ani de zile. Filmat-o pe cărți, n-am mințit, filmez pe cărți de ani de zile. Acum filmez pe un lemn și pe două cărți. Dacă nu mă crede, să-mi dea mesaj că îi trimit poză, vezi. Deci zice că e bogată și dacă o fac eu bogată. Dar de ce mă faci bogată? Poate eu nu vreau să fiu bogată. Păi ce, tu ești sărac? Păi ce, tu bani? De ce mă faci pe mine săracă? Tu vrei să pari sărac ca să te placă oamenii. Deocamdată cam atât am avut de spus. Așteptăm să postezi clip pe YouTube și revenim cu reacții. Păi dacă tot a zis că fac mii de euro că reacționez la ea, îi dăm și noi drumul, cât mai mult îi răspund ea, răspund eu. Și uite așa termin și o rata de plătit la mașină. Nu mai stau în chirii, păi da ce bă veri, ne punim forții. Ca la celălalt clip, dacă am greșit cu ceva, vă rog să mă corectați. Eu o să citesc toate comentariile, o să le apreciez pe toate, pentru că vreau să știu. Mulțumesc că m-ați urmărit, mă bag să editez repede rău de tot. În caz că mai zici ceva, eu o să pun pe Instagram. Așa că nu uitați să mă urmăriți la Anos Niculeț, pentru că durează mai mult până pun pe YouTube. Așa că eu